Stimați telespectatori, bine ați venit la Alfa Media, bun găsit la emisiunea Mai întâi adevărul. Alături de mine se află candidatul independent la primăria Comunei Tortomanu, domnul Cateliu Gabriel. Bine ați revenit în platou, stimate domn, dar nu este singur. Bineînțeles că este susținut de o platformă Acțiunea Civică a Tinerilor, PACT, care are ca slogan Împreună. Domnul Daniel Cateliu, bine ați revenit și noastră, reprezentați această platformă civică, se poate spune un partid, nu? Partid, dar veștile bune le dați dumneavoastră, le spuneți acum, să spunem, în premieră la un post TV. Da. E vorba despre PACT, Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, o construcție politică făcută de tineri pentru cetățenii României. Vrem să facem un alt fel de politică, implicând oameni tineri, susținând candidați independent, având candidați PACT ca și candidați. Unul dintre candidații independenți pe care îi susținem este fratele meu, Gabi, care cred că poate să fie alternativa de care cetățenii din Comuna Tortoman să aibă, pe care cetățenii din Tortoman o așteaptă din punctul meu de vedere. Spuneți noastră, în calitate de reprezentant al unui partid tânăr, spun eu. Un partid tânăr care susține candidați tineri, independenți. De ce independenți? Susținem candidați independenți pentru că există inițiativă locală și nu numai în Tortoman. PACT are aproximativ 100 de candidați în toată țara. Unii dintre candidați sunt candidați PACT, da, pe lista unui partid. Alți candidați sunt independenți care au nevoie de sprijinul logistic al unei platforme și noi oricum dorim să promovăm orice om care are inițiativă și care poate duce valoare adăugată în comunitatea din care face parte. Majoritatea este reprezentată de candidații tineri? Da. Marea majoritate sunt candidați tineri. Candidați și cu spiritul tânăr. Când vorbim de tineri, nu vorbim doar de neapărat de vârstă, dar oameni care simt ca și noi, tinerii, vor să schimbe ceva în această țară. Domnule Cateliu Gabriel, de ce candidat independent? După cum bine știți, întotdeauna am fost independent din punct de vedere profesional și voi rămâne independent. Proiectul în care sunt cu domnul Valentin Vrabie și ceilalți 10 candidați independenți în Dobrogea, mi s-a părut o alternativă foarte bună și mi se pare un proiect care va avea ecou. După alegeri se va vedea și rezultatul. După cum bine știți, nu-mi place să fiu condus. De asta am ales să fiu independent și de asta voi rămâne independent. Condus mă refer aici de partide politice, adică nu-mi place să mi se dicteze ce ar trebui să fac în comunitatea din care eu fac parte. Îmi doresc ca proiectele și viziunea pe care eu o am să o implementez. Nu aș vrea să mi se dicteze. Care este viziunea candidatului independent, Cateliu Gabriel? Da, viziunea noastră este destul de largă și aici putem începe cu viziune pe infrastructură, viziune pe educație, viziune pe sănătate. Sunt mai mulți pași pe care noi am vrea să-i implementăm cu noua strategie cu care am venit. O nouă strategie cu care ați venit, să înțelegem că platforma electorală a fost realizată împreună cu cei de la PACT, pentru că aveți și sloganul împreună, dar la bază stau doleanțele cetățenilor, cei care o să vă acorde votul dacă dumneavoastră îi veți convinge să, în primul rând, le veți câștiga încrederea și, doi, îi veți convinge ca în ziua alegerilor să vă acorde acest vot și, în urma votului, să ajungeți la cârma acestei comune. O comună care, vă lăsăm pe dumneavoastră, ca și Megidia, cu destul de multe probleme. Da, enumerați-le dumneavoastră, în general, pentru că sunteți în campanie și ați cam luat localitatea la pas, nu spun localitatea, comuna. Da. Care sunt aceste probleme? Înainte să vorbesc de probleme, aș vrea să zic că noi cunoaștem comunitatea de mult timp, adică având... Dacă sunteți plecați, pentru că telespectatorii vă recunosc că dumneavoastră ați mai fost în platoul televiziunii Alfa Media și de fiecare dată, după o acțiune umanitară, pentru că, așa cum am mediatizat, ați fost și sunteți în continuare alături de cei aflați în nevoie.
Da, cum am spus, de 4 ani de zile noi facem proiecte și educaționale, sociale și umanitare în Tortoman, Siliștea, celelalte localități și în România. M-am întors pentru schimbarea asta și m-am întors pentru proiectul în care eu cred și cred că viziunea pe care o avem va schimba radical și percepția oamenilor și modul de abordare. Da. A spus ceva foarte interesant la mai devreme despre ce ne dorim noi să facem. Platforma electorală, programul electoral. L-ați creionat împreună, ați spus, ați ținut cont și țineți cont de ceea ce v-au transmis cetățenii. Au spus că se confruntă cu probleme, ce ar trebui făcut în comună, ce soluții sunt. Deci împreună ați conlucrat și cu cei de la PACT și ați realizat acest program electoral. Dar mai întâi enumerați-ne trei probleme principale sesizate de cetățeni, de locuitorii acestei comune. Oamenii au foarte multe probleme, cum am spus și Tortomanul. Este o comună cu destul de multe probleme. Una din cele mai mari probleme pe care noi le vedem în momentul de față este infrastructura. Drumurile sunt foarte prost. Sunt groaznice, cu gropi. Dacă mergeți și aruncați o privire, o să vă convingeți. Și drumul județean, Tortomanul-Megidia, este la fel de groaznic. Acum, drumul județean nu îl administrează primăria comunei Tortoman, este administrat de Consiliul Județean Constanța, dar situația este cum este. Sperăm ca al doilea viziune pe care noi avem și o strategie de dezvoltare este cea de atragerea și crearea locurilor de muncă. În Tortomanul, în urmă cu aproximativ un an de zile, se construiește se construiește groapa de gunoi. Groapa de gunoi este un proiect destul de mare, e în jur de 13 milioane de euro, dacă nu mă înșel. E un proiect care va aduce foarte multe locuri de muncă tortomaneilor. Pentru asta noi ne-am gândit, fiind un nou proiect în Tortomanul, neavând calificări suficiente, ne-am gândit să facem recalificări pentru oameni ce își doresc să lucreze în Tortomanul. Da, și pentru asta am găsit cursul de recalificare, da, pentru cei ce își doresc să lucreze în Tortomanul. Acesta este cel al doilea punct pe care noi am vrut să-l atingem. Iar cel de-al treilea punct este educația. În Tortoman avem o școală foarte frumoasă, de curând construită, de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Dar, cum tot am mai auzit, degeaba ai școală dacă nu ai copii educați în ele. Părinții nu-și permit să-i trimită la școală. Da. Trebuie să recunoaștem că sunt familii cu situații precare și nu-și permit să-și trimită copiii la școală sau așteaptă, dacă sunt mai mulți copii în familie, așteaptă să vină fratele ca să folosească ghiozdanul sau încălțămintea și să meargă celălalt la școală. Unul este dimineața, altul după amiază. Corect. Conform Constituției României, învățământul este obligatoriu și gratuit. Autoritățile locale trebuie să implementeze acest simplu articol din Constituție. Iar Consiliul Local trebuie să țină cont că este un for legislativ și trebuie să țină, să vină în sprijinul, în întâmpinarea cetățenilor. Categoric. În Tortomanul sunt tineri care nu au mai continuat cursurile pentru că pur și simplu nu au mai avut posibilități financiare. De exemplu, cei care fac naveta Comuna Tortoman-Megidia. Se decontează doar 40 de ron din abonamentul care costă aproape. De ce doar? Pentru că abonamentul costă aproape 200 de ron și e o mică parte care este decontată. Mi-aduc aminte, o fostă colegă de-a mea de școală generală chiar a renunțat. Și era a treia în școală, chiar a renunțat la a se mai duce la liceu pentru că nu au mai avut părinții această posibilitate. Și cred că investiția în tinerii ăștia care îi avem, e de fapt investiția în viitorul nostru. Da? Cineva trebuie să ne plătească și nouă pensiile și dacă noi nu-i creștem pe acești copii, ce facem? Cine mai plătește pensia până la urmă? Da? Copiii noștri sunt viitorul nostru. Când ne uităm la copiii care îi avem în comunitate, trebuie să ne uităm că ei de fapt sunt viitorul nostru. Și trebuie să investim în ei. Trebuie să investim în noi. Noi vrem în Comuna Tortoman să fondăm, așa cum am fondat și în,
în Măgigia, un centru al tinerilor, în care să-i punem, să creăm activități ca oamenii ăștia să se implice, să se dezvolte, activități artistice, să nu se întâmple doar înainte de campanie electorală, ci să se întâmple chiar pe toată durata anului. Știm că zonele rurale nu au fondurile disponibile, sunt foarte mici, dar ce te costă pe tine ca primărie să faci o seară de film în weekend pentru, la căminul cultural? Ai un cămin cultural foarte frumos acolo renovat și îl ții doar pentru nunți și pentru diverse alte evenimente care sunt puține. Dar într-un weekend poți să faci... Unde să-și petreacă timpul tinerii? Exact. În ca mod și plăcut, cost. Chiar și util, pentru da. Că atunci când se strâng cu toții, socializează. E vorba și de integrarea aceea în colectiv, cum spuneam. Autoritățile locale spun foarte mult că nu au bani. Nu avem bani. Toate autoritățile, exact, toți costul, primarii care spun. Care costul ca să implici oamenii? Să faci, de exemplu, un weekend să faci o seară de film. Dimineața pentru cei mai mici, desene animate și diverse alte filme care sunt educative și seara pentru cei mari. Te costă un videoproiector care te costă maxim 2500 de ron și un cerceaf foarte mare pe care să proiectezi respectivele evenimente. Adică deja există infrastructură, scaune, există un cămin cultural și cămin cultural. Cultură, da? Al culturii, de la sine, da? De la cultură. Trebuie să facem cu adevărat evenimente cultură. Culturale. Evenimentele astea culturale înseamnă și dezvoltarea unei identități locale. Dacă nu poți să dezvolți o identitate locală fără evenimente culturale pentru tineri. Și dar nu doar pentru tineri, poți să faci spectacole pe care să le organizeze tinerii. Avem talente locale care trebuie promovate și nu doar... Motivate în același timp. Și motivate și promovate. Adică poți să faci foarte multe proiecte cu acești tineri. Noi am făcut cu tinerii din Medgidia și am văzut că tinerii chiar vor să se implice și noi nu le-am acordat. Noi le-am acordat un singur, două lucruri. Răbdare și încredere. Poți să faci. Noi am fost crescuți de mic. Nu face aia, ia mâna, stai cu minte. Nu mai trebuie. Tinerii, 7 ani de acasă. Exact. Tinerii trebuie lăsați să se dezvolte, să vină cu inițiativă și trebuie să-i încurajați ca să vină cu aceea. Pentru că inițiativa nu se învață de pe zi pe alta. Vine cu timpul. Zilele trecute am avut o întâlnire cu tinerii din Tortomanu, chiar duminică acum, și am încercat să găsim probleme și o parte dintre ele să le găsim și soluții. Una din micile probleme ale tinerilor este un loc al lor. Un loc în care să socializeze, cum am și Daniel mai devreme, un loc în care să întâlnească și să facă altceva decât să, nu știu, să ducă la un bar sau mai știu eu ce altceva. Sunt prioritățile noastre lucrurile astea și o să se întâmple. O să aibă un loc al lor în care ei să facă și altceva decât să meargă la un bar să consume alte lucruri decât ce este normal. Ce au mai spus tinerii? Ce își mai doresc? Ce soluție are candidatul independent la primăria Comunei Tortomanu, astfel încât să-i determine pe tineri, dacă ajungi acolo, deci dacă ajungeți la cârma acestei localități, să-i determinați pe tineri să nu plece din localitate? Pentru că ne-am obișnuit cu acest curent care a luat amploare. Tineretul pleacă. Ne întrebăm de ce. Atâta timp când nu are unde să locuiască, să-și întemeieze un cămin, spun părinții, spun bătrânii, pentru că așa am fost crescuți și românii să știe, așa au fost crescuți. Dom'le, trebuie să-ți întemeiezi o familie. Este nucleul unei societăți. Nu știu dacă familia în ziua de astăzi mai reprezintă nucleul unei societăți, dar cum îi veți determina pe tineri să nu plece? Mai au nevoie de locul de muncă. A spus că da. Unul dintre proiecte este acesta, groapa de gunoi, să veniți cu reconversia profesională. Corect. Dar este nevoie de atragere de investitori. Da. Un alt lucru la care noi ne-am gândit pentru a atrage tinerii, cum și eu m-am întors după 8 ani de zile de studii din București, aveam un milion de motive să rămân în București, cu toate astea m-am întors. Vă este mai ușor, deci le spuneți tinerilor atunci când vă adresați. Eu sunt exemplul, m-am întors, n-am uitat de unde am plecat. Da. Și sper să duc exemplul ăsta și chiar să aducem foarte mulți tineri care sunt plecați și care pot aduce valoare adăugată în comună. Pentru la lucrul ăsta ne-am mai gândit și punerea la dispoziție a unui teren de 1000 de metri pătrați. Ținând cont că în momentul de față un tânăr care dorește să-și întemeieze o familie în Tortomanu plătește aproximativ 6000 de lei pentru un loc de casă. Ceea ce mi se pare absurd. Este lege dată din 2003, în care e specificat că tinerii pot primi un teren gratuit din partea primăriei.
doar dacă primarul dorește acest lucru. Adică Consiliul local este cel care vechează la respectarea. Bineînțeles, bineînțeles. Și Consiliul Local a aprobat ca tineri din Tortoman și, de fapt, nu tineri, cetățenii din comuna Tortoman să plătească 6.000 de lei pentru acest teren. Iar o altă problemă, în momentul de față, nici nu mai sunt, chiar cu 6.000 de lei, nu mai sunt locuri suficiente pentru a le putea achiziționa. Deci nici cu bani nu se mai putea, pentru că anumiți oameni au cumpărat terenuri înainte cu prețuri mai mici și acum le vând tinerilor care vin din afară la prețuri suprapreț. Mă refer între 3 și 4.000 de euro. Chiar pe internet zile trecute găsisem între 3 și 4.000 de euro. Un domn care are 5 loturi unul lângă celălalt și vrea să le vândă tinerilor din Tortoman. Lucrul ăsta m-a revoltat și Ce soluție are candidatul? Da, am spus. Eu voi lupta pentru un lot de casă gratuit. Orice tânăr care se naște în Tortomanul, care crește în Tortomanul... Permite suprafața comunei? Lotizarea? În momentul de față nu mai există intravilan, dar extravilanul vom transforma în intravilan. Da, deci vom face o comunitate. Da, sigur că da. Avem un loc. Deci, pământ este. Dumnezeu ne-a lăsat acest lucru. Un alt lucru de care n-am vorbit este și apa, pe care aveam aceeași problemă. Tortomănenii au anumite doleanțe, adică au venit cu tot felul de plângeri. Gabriel, avem probleme cu apa. Pentru 5 lei vin să-mi taie apa. Mi-a arătat cineva pentru 3 lei, sau, adică tot fel de probleme și la care noi nu am găsit altă soluție decât să facem un referendum, să cerem aprobarea cetățenilor, prin care noi să suspendăm... Dumneavoastră ați găsit soluția sau pur și simplu v-au cerut oamenii? Da, deci cum am spus, am mers pe teren, sigur. Adică cea mai bună soluție ar fi referendum. Da, referendum, da, și ca apa să fie administrată de primăria comunei Tortoman. Dar conștientizează abonații consecințele? Știm. Unui astfel de referendum, vă rog, da, referendum. Da. Într-adevăr, este greu. Contractul este destul de stufos și există foarte multe constrângeri, să le spunem așa, în care... Așa cum i-am întrebat și pe ceilalți, cine a dat apa la Raja? Cei care au votat. Și în... Consilierii locali. Consilierii care o parte din ei și... Am unul dintre consilieri care și candidează, atunci a votat, a fost de acord și acum spune că nu mai este de acord. Nu mai este de acord și celălalt contracandidat are aceeași, una din punctele lui este același proiect, referendum pentru... Referendum sau o negociere? Direct. Nu știu dacă permite contractul o renegociere, pentru că prețul este făcut de la nivel național, dacă nu mă înșel, și nu cred că... Tarif unitar. Da, tarif unitar, corect. Deci nu se poate negocia. Deci singura soluție ar fi un referendum în care cetățenii, pe bază de semnătură, își vor da acordul. Vorbiți de contractul Raja Comuna Tortoman, da? Sigur, da, Raja Comuna Tortoman, sigur. Și da, nu permite o renegociere. Da, pentru... Sunt mai multe lucruri care mă deranjează din acest punct de vedere. De fapt, doleanțele oamenilor, spun în felul următor. Raja, venind de acum 4 ani de zile, dacă nu mă înșel, n-a făcut nicio investiție în Comuna Tortoman. Noi pur și simplu le-am dat un sistem întreg. Da? Care era administrat funcțional, care era administrat înainte de primărie, iar acum este administrat de o firmă. Înainte apa era 1 leu și 60 și 80 de bani, iar acum este 4 lei 83, dacă nu mă înșel. 4 lei 83. Da, a fost 5 lei și puțin și în urma scăderii TVA a ajuns la 4 lei 83. Totuși, pentru salariile din Comuna Tortoman este destul de mult. Sunt familii care au renunțat, adică au fost debranșate și nu mai au apă, nu beneficiază de alimentarea cu apă? Da. Au apelat la fântâna cea veche, care era oricum, și tinerii care și-au mai construit case, pur și simplu și-au făcut, au furat un puț pentru a avea acces la apă, pentru că e mai rentabil. Oamenii au grădini, vor să-și ude zarzavaturile, nu le pot ciuda cu apă care costă 5 lei, aproape 5 lei, același cost care e și în Constanța. Plus că nu putem să comparăm veniturile pe care le are cineva din mediul rural, unde nu știm exact cât este șomajul în Tortoman, dar sunt foarte mulți oameni care nu lucrează, sunt foarte mulți oameni care stau pe baza ajutorului social. E foarte greu, e o povară foarte mare acest cost pentru un cetățean din Comuna Tortoman. Nu mai spunem dacă ai și un copil la școală sau vrei să mai faci și ceva.
Chiar de curând, așa, lăsând la o parte că și cetățenii au venit cu problemele lor, tatăl meu în luna februarie i s-a spart apometru. A ieșit apa prin ceasul de apometru, dat de firma Raja. Acel ceas a înregistrat în noaptea respectivă când a fost spart și a înregistrat în jur de 100 de metri cubi de apă. Și avaria, teoretic, nu știam că se plătește. Domnii ne-au făcut, sau urmează să ne facă factură, de fapt am primit avertisment că avem 100 de metri cubi de plată, pentru că avaria se plătește. Toate că mi se pare un lucru imoral și tot așa. Deci, nu se poate așa. Noi le acordăm și dreptul la replică celor de la Raja. Sigur. Dacă, să presupunem, dacă acest referendum nu va avea un rezultat pozitiv așa cum și-l doresc cetățenii, ce veți face? Ce soluție aveți? Că există și o rezervă, sigur, nu? Sigur, sigur. În caz de oameni nu-și doresc referendum sau nu-și doresc ca apa să fie preluată de... Adică semnăturile, dacă nu vor fi într-un număr mare și nu vor... Va fi în continuare administrată de aceeași firmă, da? Și veți că de altă firmă nu există, eu n-am auzit de altă firmă, adică din ce știu există monopol, nu? Mai există altă firmă în afară de Raja, în județul Constanța? Nu știm. E aceeași firmă și nu cred. Va rămâne normal, va rămâne aceeași firmă să administreze apa. Dar, cum am spus, cetățenii au foarte majoritatea multe probleme. Majoritatea spus da. Pentru că, v-am cere. Spus, zero investiții și tu practici un preț nu tocmai normal. Există o formulă de calcul. Da. Așa ne primim răspunsul da societății și tariful este unitar. Vă rog, domnul Cătălin, reprezentantul PACT. Da. Problema este la eu a fost o directivă europeană negociată de mai marii noștri politicieni, da, care s-au ocupat de acest lucru, numai că în negocierea pe care au avut-o cu Comisia Europeană legat de acest aspect, ei nu au pus o diferențiere de preț între un consumator din mediul rural cu un consumator din mediul urban. Și ăsta este și motivul. Acum au văzut greșeala și se încearcă o renegociere, e departe, pentru că ne înfundăm în birocrația pe care o știm și care de obicei nu este în favoarea cetățeanului. Ce facem? Așteptăm încă 5 ani până apare o altă directivă în care se poate diferenția prețul pe care îl plătește un consumator de apă din mediul rural cu un consumator de apă din mediul urban. Tortomanul poate, dacă se va finaliza acest referendum, da, categoric primăria va aplica pentru licență pentru a putea administra singură, așa cum o făcea înainte de Rașa. Nu știu în celelalte comune, celelalte orașe cum stau treaba, dar la noi am pus pur și simplu un sistem întreg, da, care o firmă îl administrează încă în momentul de față, Raja. Deci, pur și simplu nicio altă investiție. Ceea ce v-am zis. Nu. Un primar, se spune așa, cetățenii așteaptă de la un primar, de la viitorul primar, să fie un bun gospodar. Fiind vorba de o comună, pentru că dumneavoastră ați intrat într-o competiție electorală pentru funcția de primar al comunei Tortoman. Vă întreb pe dumneavoastră ce soluții veți avea, că așteptările oamenilor sunt, da, ați spus servicii publice de calitate și la prețuri rezonabile, dar își doresc foarte mult să locuiască într-o comună curată. Curată. Referitor la salubrizare, salubritate, ce soluții aveți? Sunt gospodari cetățenii? Fiecare își face curățenie în propria pătrățică? Există simț civic din partea lor? Cum îi veți determina ca să se implice? Să fie, își doresc o comună curată, dar în același timp este nevoie și de implicare. Aș putea să răspund la această întrebare. Chiar de curând am pus o fotografie în care am imortalizat o ghienă arhiplină și oamenii au pus lângă, pentru că n-au mai căput în ghienă. Gunoiul se strânge o singură dată pe săptămână, însă cred că autoritatea, firma care se ocupă de acest lucru, în parteneriat cu primăria, cred că ar trebui să identifice locurile unde sunt mai mulți... Pentru că există niște zone, exact, în unde fiecare poți să localitate. Pui 2-3 ghiene, unde poți să pui 2-3 ghiene pentru a absorbi tot gunoiul din zona respectivă. Și nevoie de o monitorizare în același timp. Un la mână. Un alt lucru, spații, în fotografia pe cele două fotografii pe care le-am pus, am surprins inclusiv mizeria spațiului public. Ok, să spunem că unele persoane aruncă gunoaie, dar hai să facem niște reguli foarte simple.
pe un regulament exact, intern. Exact, pe gardul parcului. Discutăm de un parc unde găsești semințe, gunoaie, alcool, spațiu public, e interzis consumul de alcool. Hai să punem pe gardul respectiv o plăcuță în care interzicem aceste lucruri. Da, cei care nu respectă această regulă, care e de fapt... de implicarea Consiliului Local, care are un cuvânt de spus, fiind da, fără legislativ, plăcuță, să găsească, exact, să inițieze un proiect astfel încât să existe o hotărâre de Consiliu care să fie aplicată și în același timp respectată. Există o poliție comunitară în comuna Tortoman, da, să pună plăcuță în care informezi. Unii oameni poate nu știu că e legal să spargi semințe sau să consumi alcool în spațiile publice. Dar da, trebuie să informezi, trebuie să vorbești cu oamenii. V-ați interesat? Există o hotărâre de Consiliu Local? De fapt, baza căreia să se aplice o sancțiune? O problemă pe care o are Tortoman, și am spus și mai devreme, nu există un loc în care tinerii să se adune, în afară de parcul, da, foișorul, de fapt, de lângă blocurile părăsite ale Tortomanului. Deci și ar mai fi încă un loc în care, la Căminul Cultural, în care sunt câteva băncuțe și un loc de joacă. Acelea sunt singurele locuri în care ei își pot petrece timpul liber. Este o problemă, am spus-o, da? Deci este nevoie de un pub, am spus, un loc în care ei să recreeze. Deci pur și simplu n-au unde să meargă. Iar am înțeles și problema lor, ei trebuie să înțeleagă și obligația că nu au voie să consume alcool, nu au voie să facă aceste lucruri într-un parc, da? O zonă publică. Și chiar când ne-am întâlnit duminică cu ei, aveau acest comportament, nu le venea să creadă. Cum adică eu n-am voie să consum în parc o bere? Ce nevoie de informare? Era... Fac o paranteză ce a spus Gabi, dar ne-am întâlnit la ora 3 cu tinerii din o parte din tinerii din Tortoman și când am ajuns acolo erau gunoaie, doze de bere și am zis, discutăm, dar hai să curățăm un pic locul. Și unii chiar s-au iritat că le-am spus că da, nu e normal, vor veni și alți tineri care vor să discutăm cu ei și noi discutăm cu berea în față și spărgând semințe. Trebuie să, cred că autoritățile locale trebuie practic să încerce o modalitate de a comunica cu tinerii. Tinerii sunt foarte inteligenți, numai că noi le subestimăm inteligența. În momentul în care noi nu comunicăm, ci așteptăm ca ei să se poarte civilizat, s-ar putea să greșim. Trebuie să vorbim cu ei, să le câștigăm încrederea, să existe un dialog. Și informare. Atât tinerii cât, în general, oamenii își doresc foarte mult să fie ascultați. Regăsești, nu găsești o soluție, rezolvi, nu rezolvi problema pe care ți-o sesizează, dar în primul rând își doresc foarte mult să fie ascultați. Da, așa este. Așa este, așa este. Și noi cred că avem și vârsta potrivită și răbdarea necesară. Deci este nevoie de implicare din partea tinerilor. Da. Un tânăr poate să atragă segmentul tânăr și în același timp să-l determine să se implice. Dar, după cum știm, tinerii își doresc să fie motivați, să fie stimulați. Facem apel. Au nevoie de încredere. Da. Trebuie să le demonstrăm că avem încredere în ei. Și un alt lucru pe care trebuie să-l mai facem, pentru că simțim că nu e o coeziune în comunitate, există o comunitate dezbinată. Și e normal să fie, pentru că nu sunt proiectele alea care să îi aducă pe oameni împreună. Hai să facem o plantare de copaci în Tortomanul, care să o facem într-un mod voluntar. Să vină toți tinerii cu o sapă și cu o cazma și hai să facem ceva care să rămână... Acțiuni prin care să-i atragă, genul acesta de proiecte, o să vadă că peste câțiva ani o să existe ceva de care să fie mândri. Chiar există un proverb japonez pe acest, care oarecum completează acest lucru. Plantează un pom de umbra care s-ar putea să nu te bucuri tu, dar să bucure generațiile viitoare. Când mergem într-o pădure, ne bucurăm de umbra ei, dar nu știm cine a plantat. Deși nu am plantat noi. Nu am plantat noi, da? Și nici nu știm cine a plantat. Trebuie să facem noi pasul acesta, să plantăm acei pomi de umbra cărora s-ar putea să nu ne bucurăm noi, dar să se bucure generațiile viitoare. Și dacă noi nu facem aceste lucruri, nu putem să așteptăm să punem o povară pe generațiile viitoare. Dar aceste generații, vorbiți despre generațiile viitoare, care vor fi reprezentate de tinerii din ziua de astăzi. Dar mulți dintre tineri nu sunt informați, nu au acces.
În primul rând la internet și cunoaștem că sunt comune unde tinerii nu au acces la internet. Acces la internet comunat există. Comunat otoman există. Există acces la internet, dar un accesul la internet... Își permit toți să fie abonați? O bună parte din ei au acces ca și la dincolo televiziune. Dincolo de telefoane. Da, dar... Acolo de tinerii au smart... Dar accesul la internet nu înseamnă și accesul la comunicare. Nu înseamnă și accesul la informație. Pentru că e un amalgam de informații și trebuie să fie cineva să le culege, să selecteze, exact, să culeagă, să sintetizeze, să spunem, informațiile de care tinerii au nevoie. Și ca autoritate locală pot să vii cu câteva proiecte, training-uri de dezvoltare personală, de exemplu, cum alege un copil din școala generală care e în clasa 8-a la ce liceu să meargă. Poate ar trebui să-i ducem înainte la liceele din zona comunei. Poate ar trebui să aducem, ok, ce face un inginer? Hai să aducem un inginer sau un electrician să vorbească tinerilor. Ce o să facă un electrician? Le va plăcea acest lucru? Cred că trebuie să ne implicăm mai mult în educația copilului. Școala, din păcate, nu completează această educație a copilului. Și dacă nu, ca și autoritatea locală, nu reușești să găsești niște instrumente ca să le strânești curiozitatea. Un copil trebuie să-i strânești curiozitatea ca să vrea să descopere, să afle mai multe. Dacă doar îi dai, îi livrezi niște informații și el trebuie să le învețe ca papagalul, copilul nu se dezvoltă. Și cred că experiența asta pe care Gabi o are în zona ONG-istă va ajuta să simțim spiritul ăla de comunitate în Tortoman, pe care, sincer, îl simțeam când eram mai mic. Ne jucam pe Maidan toți vecini. Spune-i acum, tinerii săraci le e frică, le rușine să alerge prin Tortoman că sunt... Ce au spus tinerii? De ce s-au plâns ei? Zilele trecute legat de lucrul acesta au venit câțiva tineri la mine și mi-au spus că ei alergă seara, fac jogging. Și am zis, super, și eu vreau, că am nevoie. Și păi nu, noi mergem pe câmp, alergăm pe câmp. De ce pe câmp? Păi nu, că ne e rușine, că oamenii, ce ar putea zice oamenii? O să zic că iau uite-i pe nebuni ăștia, în loc să muncească, alergă ca nebuni. Și am zis, băi, stai că nu e așa, hai să schimbăm acest lucru. Într-adevăr, n-au fost de acord, am ieșit cu ei la alergat, am făcut cum au vrut, am luat-o prin spatele comunei. Ați făcut o demonstrație, da? Da. Și, care a fost reacția celor care v-au văzut? Păi, la început n-au înțeles ce se întâmplă. Asta spuneam, o parte din ei au văzut, adică până am ieșit din comună, că după aceea n-au apucat să ne mai vadă, dar totuși încă există mentalitatea asta în care, uite ce zice vecinul, mă vede că alerg la ora asta, la ora 10 seara, când e răcoare afară și nu transpiri, să zic așa, și e oră potrivită pentru a alerga. Și încă încercăm să schimbăm lucrul ăsta, da? Să le spunem că e ceva normal, da? Lucrurile astea ar trebui să se întâmple și ziua și seara, la orice oră, n-ar trebui să le fie rușine și ar trebui chiar să fie mândri de acest lucru. Și tinerii iubesc sportul. Există o bază, există un cadru care să permită practicarea unor sporturi, pe mai multe genuri de sport? Da, în Tortoman avem o bază sportivă, avem un teren de fotbal. Ce mai e de făcut? Da, problema cea mai mare există iarna, nu există iarna un loc în care ei facă sportul. Adică o sală. Da, o sală care da, să permită da, sau un balon, adică practicarea. Da, practicarea sportului. Da, avem un teren de fotbal, dar nu avem iarna cum să-l folosim pentru că temperatura nu permite acest lucru. Și da, ca și prioritate ne gândim la un balon. Este puțin mai economic de achiziționat și nu necesită atât de multe investiții. Și întreținerea lui este mai economică, pot spune. Dacă veți ajunge la primăria comunei Tortoman, domnule Cateliu Gabriel, cum veți susține sistemul de educație, de învățământ? Da, cum am spus, avem o școală foarte frumoasă, dar tinerii care promovează examenul de capacitate nu sunt foarte mulți la număr, ceea ce este un lucru îngrijorător pentru noi. Rezultatele nu sunt pe măsura... modernizării, nu? Da, da. Și pentru acest lucru ne-am gândit la o serie de activități, da? De o pre-învățare, nu știu cum să spun. Cum se face și la BAC, înainte să iei BAC-ul, faci cursuri, meditații înainte de examen. Da, pregătirea necesară înainte de examen de capacitate. Și multe alte activități care să-l aducă pe linia de plutire pe tânărul din comuna Tortoman.
Și sunt. Avem multe proiecte de genul ăsta pe care le-am și implementat o parte din ele în București și o parte, da, centru tineri din Megidia pe care ne mândrim și ne bucurăm să-l avem și asta ne dorim și la Tortomanu, să avem un astfel de centru în care tinerii să-și dezvolte tot felul de abilități și tot felul de viziuni pe care le au. Și să existe o conlucrare, o unitate între centre. Între administrație și ei să existe întotdeauna o relație de comunicare și întotdeauna un sprijin. Adică poate să vadă în noi ca un sprijin. Cel puțin în mine asta o să vad. De obicei se spune și știm și noi de la primari sau foști primari că bugetul unei comune este destul de mic. Primarii își doresc, Consiliul Local își dorește să se investească, să se modernizeze localitatea, dar ne întindem, citesc când ne ține plapuma. Ce veți face? Cum veți atrage fonduri? Da. Legat de acest lucru... Sau dacă dumneavoastră care... Să zicem, veți câștiga funcția la primăria comunei Tortomani, veți câștiga, folosește o eticheta aceasta de fotoliu de primar și sunteți un candidat independent. Da. Consiliul Județean va avea o culoare politică. Poate, deși ne dorim toate comunele și toate localitățile să primească bani în mod obiectiv și corect, nu veți primi bani. Ce veți face? Cum vă veți descurca? Pentru că dumneavoastră acum în campanie promiteți, veniți cu un program electoral. Știu. Dar dacă vă veți lovi de acest zi și nu veți primi bani, nu veți fi susținut de Consiliul Județean, ce veți face? Cum vă veți descurca? Primul punct legat de buget, avem o experiență. Noi cu o asociație am înființat-o din nimic, da? Am reușit să facem activități cu ea. Deci aveți o experiență, asta vă recomandă. Spune că din nimic am reușit să strângem bănuți cu bănuți și am reușit să ajutăm oameni. Da? Oameni din toată țara, oameni din afara țării, cum este Siria. Cred că am dovedit că putem să facem din nimic totul. Sunt convins că nu putem schimba Tortomanul la 360 de grade. Nu putem schimba cu totul, clar. Vor exista probleme în continuare, indiferent după 4 ani de zile. Dar sunt convins că problemele pe care le are acum Tortomanul vor fi mult mai puține și mult mai mici în comparație cu ce este acum. Legat de ce a spus dumneavoastră mai devreme, că banii vin de la Consiliul Județean, eu știu că banii vin în momentul de față după numărul de locuitori și suprafața comunei. Deci banii vin de la guvern după numărul de locuitori și suprafața comunei. A primit comuna Tortoman bani? V-ați interesat? Da, da. Din ce știu, Tortoman... Se regăsesc acești bani în investiții sau doar în... pentru funcționare, atât. Vă rog, că oricum urma să vă adresez și dumneavoastră ce va face pactul dacă primarul se va bloca. Există un sac foarte mare cu bani care se numește fonduri europene. Noi în pact, Platforma Acțiunea Civică, avem foarte mulți experți care din asta își câștigă pâinea. Pact va demara o campanie nu doar de informare, dar vor fi traininguri practice pentru cei care se vor ocupa de accesarea fondurilor în localitățile unde candidații susținuți de PAC vor câștiga alegerile. Plus, noi în Comuna Tortoman, noi vrem să înființăm un birou, da? Un birou care nu trebuie să fie permanent, ci o zi sau câteva ore pe săptămână, în care oamenii care vor administra acest birou se vor întâlni cu tinerii care vor să acceseze fonduri europene și care nu știu exact ce trebuie să facă. Va fi o mică echipă de 2-3 oameni din primărie care vor fi trainuiți pentru a învăța exact mecanismele, cum se pot accesa acești bani. Pentru că România stă foarte prost la absorbirea acestor fonduri, în special mediul rural, pentru că nu există oameni competenți care să facă acest lucru. Trebuie să identificăm și acei oameni care ar putea să facă acest lucru, pentru că nu poți să accesezi fonduri europene cu oameni care habar n-au ce înseamnă acest lucru. Și e o prioritate majoră, acest lucru și noi avem oamenii care știu să facă acest lucru. Adică avem colegi de-ai mei din PACT care au accesat sute de milioane de euro pentru diverse companii, atât în zona publică cât și zona privată. Și acest know-how pe care colegii PACT îl au, îl vom îndrepta către oamenii din candidații independenți, dar și candidații PACT, care vor câștiga mandate de consilieri locali și primari. Vor exista traininguri cu acești oameni care să învețe și să înceapă să absorbe aceste fonduri. Pentru că imaginați-vă un sac de bani
pe care, bani pe care tu poți să-i accesezi și către, de care cetățenii se bucură, numai că trebuie să vii cu un proiect, trebuie să măsori impactul respectiv. Și dacă nu vii cu, dacă nu ai oameni capabili care pot face acest lucru, fondul european o să sune o chestie foarte frumoasă, hai să accesăm fondurile europene, dar urmă este cum și cine. Și cine? Este adevărat, și cine să acceseze? Da. Ne-am gândit și la acest punct, dacă îmi permiteți. Un alt punct pe care noi îl avem pe agenda electorală este înființarea unui birou de consultanță pentru a oferi tinerilor consultanță, pentru că fondurile europene, cum a spus și Dani, este ceva așa, oare ce este mai exact? Și pentru asta ne-am gândit la acest lucru și ne-am gândit la acest birou care să ofere și consultanță și să acceseze și fondurile europene pentru Comuna Tortoma. Deja cunoaștem câțiva oameni care sigur ne pot ajuta și sigur vor fi cu noi în această luptă pentru schimbare. Vă doriți schimbare, dar intervine întrebarea, dar de unde vine această schimbare dacă oamenii cinstiți, și am regăsit în platforma noastră a pactului, oamenii cinstiți nu prea se implică. Cum îi veți determina și cum îi determinați să se implice? Se spune că oamenii cinstiți stau pe margine. Așa este. Pact e un proiect care a fost lansat pe 30 ianuarie. De pe 30 ianuarie am tot alergat mai multe localități din zona asta de sud-est a României. M-am întâlnit cu antreprenori, cu ONG-iști, iar membrii Pact, da, dacă o să intrați pe, și sper să vă întâlniți și cu colegii mei, sunt oameni care n-au mai făcut politică până acum. Sunt oameni cinstiți, oameni care n-au mai interacționat cu mediul politic, cu mediul public. Oameni care își doresc schimbare. Schimbarea asta trebuie să vină și cu, o aduc oamenii care se gândesc mai mult decât interesul propriu. Se gândesc la cei din jur. Și cred că sunt foarte mulți oameni care s-au săturat de politică, s-au săturat de aceleași nume. Nu știu cum se face, povestea cineva din Constanța, toată scara n-a votat cu, povestea acum ceva timp, că niciunul nu a votat cu Radu Mazăre, dar Radu Mazăre a câștigat cu peste 50%, un procent din ăla incredibil. Am găsit oameni care nu mai vor, s-au săturat, oameni care vor să se implice, iar apelul pact a fost auzit de foarte mulți tineri. Am spus, noi avem 100 de candidați în toată țara, oameni care n-au mai făcut politică până acum și avem echipe foarte puternice. Doar menționez Tămășeni, în Neamț, avem candidat în Roșiori de Vede, o comunitate foarte săracă. Oameni care au făcut pasul spre politică. E un pas destul de dificil pentru că renunți la comoditatea cu care te-ai obișnuit, dar schimbarea nu vine de sus, nu vine așteptând-o, ci trebuie să faci acel pas. Și noi cred că am făcut acel pas în a veni cu o alternativă, a veni cu nume noi. Și, de fapt, am răspuns unei nevoi pe care o are societatea românească. Societatea românească s-a săturat de oameni de sistem, inclusiv Gabi. Gabi este un singur candidat care nu face parte din sistem. Da? Ceilalți doi candidați discutăm de un actual consilier local de 3 mandate, care a fost în sistem acolo. N-am văzut niciun fel de lobby, n-am văzut niciun fel de revoltare. Era nevoie de candidatura lui Gabriel Cateliu. Gabriel Cateliu, care se știe, lucra într-o companie, exact, pot să spun că are și în continuare, da? Are un statut, dar era nevoie de cineva care să se întoarcă ca să demonstreze că se poate o schimbare? Va demonstra după rezultatul pe care îl va primi în ziua alegerilor. Bunicul colegului meu, Sebastian Burduja, spunea lui Sebastian, în viață să nu faci ce poți, ci ce trebuie. Gabi a renunțat la foarte multe lucruri frumoase să se întoarcă, pentru că a zis că... Vorbim despre viața de București. Foarte mulți tineri își doresc să ajungă acolo, exact. Să nu se mai întoarcă mulți. Dar... Acest exercițiu pe care l-am făcut de acum 4 ani, în care am văzut comunitatea din Tortoman altfel decât omul de pe stradă, când mergi la el acasă și vezi condițiile în care trăiește, parcă
spui că nu ești, vrei să faci ceva pentru oamenii ăștia. Și chiar am fost duminică, duminică am fost la Îndropia și am găsit un om care nu are un picior, trăiește în niște condiții de evul mediu. Deși am muncit 28 de ani am muncit, nu are nicio formă de venit, nici ajutor social, nici pensie, pentru că nu are buletin. Există un departament care se numește, care practic în social, un departament asistența care socială, asistența socială care în primărie, dar oare să realizeze astfel de anchete sociale. Da, ancheta socială, corect. Dar ați verificat, este luat în evidență? Probabil este, nu, dar sunt, toți oamenii sunt luați în evidență, dar dacă există, dar dacă această pasivitate... Dar ajutor, exact, înseamnă că nu este luat în evidență. Ok, hai să-l ajutăm pe omul. E cineva în comuna Tortoman, care, deși e satul Dropia, dar e cineva care nu are nicio formă de venit. Ce facem? Lăsăm să moară? Oricum, nepăsarea, ignoranța, indiferența? La cum l-am găsit noi duminică, vedem ce-i mai rău. Deci, un om care pur și simplu... este ignorat total de autorități, ceea ce noi am mai văzut cazuri și nu ne-am speriat, dar acum pur și simplu am văzut că este cum ar fi, un om care nu există și se așteaptă ca el să dispară în curând. Un om care nu există, dar există un consiliu local, există o comisie socială. Acești oameni chiar nu au cunoștință, adică denotă așa o indiferență totală. Noi am făcut un material video ca să-l avem și să-l... Îl arătăm la momentul ăsta, nu îl arătăm să acum campanie electorală, nu vrem să facem acum campanie electorală, că domnule, să arătăm cele mai urâte lucruri acum să apară, nu ne dorim acest lucru, dar ne dorim să fie luate la cunoștință, adică să, cei care se ocupă de social, să aibă care sunt plătiți pentru și sunt plătiți de să-și facă noștri, datoria. Să-și facă datoria, corect. Un alt lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenție este lipsa de transparență autorităților locale din comuna Tortoman. Și nu, mai vă spun eu. Pentru noi este o prioritate. Ok, o decizie majoră. Da? S-a semnat un contract de administrare cu Raja, care influențează foarte mult viața omului de rând din Tortoman. Nu există niciun fel de consultare. Cominul cultural e foarte mare, acolo încap foarte mulți adică oameni. Adică este nevoie de dezbateri publice. De dezbatere publice pe o diverse problemă teme. Foarte mare. Un alt proiect foarte mare, de milioane de euro, groapa de gunoi, nu a existat o consultare. Păi, ce facem? Am câștigat alegerile, am închis ușa și facem noi... Adică oamenii doar din 4 în 4 ce puteam, ani ce vrem? Sunt importanți, ne aducem aminte de ei, după aceea mai... Și un alt lucru, oamenii vor să vorbească. Oamenii vor să vorbească, să spună de problemă, dar trebuie să te întâlnești cu ei. Eu nu-mi dau seama cum comunică autoritățile locale din Tortoman, dar dacă nu există aceste consultări. Din ceea ce spuneați noastră, să înțelegem că există o ruptură, adică au pierdut contactul cu realitatea? Au pierdut contactul cu oameni. Cu oameni. Nu a existat niciun fel oamenii, de consultanță, adică o consultare publică în care să le spună, dragi cetățenii ai comunei Tortoman, avem proiectul respectiv, groapa de gunoi, Raja și multe altele, s-au luat decizii fără să se consulte oameni. Și toți mi-au spus același lucru. Cu părere de rău că nu-mi place, v-am spus, nu suntem aici, suntem despre noi, am venit aici să vorbim despre noi și despre proiectele pe care noi vrem să le facem, nu despre alții, dar trebuie să aducem la cunoștință și lucrurile astea. În programul nostru electoral există un punct destul, care mi-a atras și mie atenția, captarea izvorului cunoscut sub numele de Iazului Pacrita, sub formă... Pacrița, lipsește țâul, da. Sub formă de lac, de agrement și infrastructura pentru adăparea animalelor. Să înțelegem că cei care au animale, crescătorii de animale, nu au unde să meargă cu animale. Deci nu există niște cișmele sau... Nu există acest lucru, dar haideți să vă povestesc povestea ca să înțelegeți exact despre ce este vorba. Acum câțiva ani, un om a avut ideea să facă acolo un lac de pește. O idee foarte faină. Un om din Tortoman a avut această idee, dar el s-a apucat el singur să facă chestia asta, o improvizație, ce-i drept. E un izvor foarte, foarte frumos acolo, în care poți să-l transformi într-un lac. Există chiar o vegetație acolo, există câțiva pomișori și noi ne-am propus o zonă de agrement. Exact, poți să captezi acest lac să fie ceva frumos. Da, dacă vrei să faci un picnic sau vrei să te duci să ieși într-un weekend cu soare să faci ceva, să ai, nu știu, o priveliște foarte frumoasă. Nu cred că e un cost foarte mare cu un proiect
foarte simplu să capteze acest lac și din acest lac, practic, să creezi și infrastructura pentru adăpatul animalelor, în care, pur și simplu, creezi un loc decent pentru ca crescătorii de animale să poată să adapte animalele. Cred că, nu știu, a existat dintotdeauna acolo, dar nu am văzut niciun... Deși cineva a avut ideea să facă chestia asta. Doar cineva a avut o idee, s-a oprit acolo. Și un loc foarte frumos, dacă chiar vă invit să mergeți, e un loc foarte frumos. Noi am fost acum câteva zile să-l vedem și să ne gândim cum putem să facem acest, să captăm acest izvor. Și e un loc foarte frumos, care chiar te încarcă de energie. Dacă vrei să schimbi un pic peisajul, nu trebuie să fugi departe de Tortomana, doar trebuie să mergi un kilometru jumătate, 2 kilometri, că cam atât este distanța de sat. Cei care mai beneficiază de acest serviciu, mă refer la alimentarea cu apă, și au fost debranșați sau au renunțat, merg și ei să alimentează de la acest izvor? Nu. Este distanță? Este distanță, deci nu e... Nici terenul... Nu e 3 km, cred că este... Da, 2-3 km, dar nu este deloc amenajat, adică e chiar imposibil. Să... Nu. Oamenii au cișmele, cei care nu sunt racordați la apă, au cișmele în curte și fântâni. Fântâni? Da. Fântâni, dar există și cișmele pe raza comunei? Nu. Nu există. Asta ne-am gândit noi. Asta ne-am gândit noi pentru acel model. Aveți modelul peștera. Da. Pentru că este nevoie. Avem mulți crescători de animale ce au nevoie de o astfel de cișmea și cred că o să le fie de folos. Și avem în proiect și acest lucru. Ramura de bază a economiei locale? Agricultura. A fost, este și rămâne agricultura, da. Creșterea animalelor. Agricultura și creșterea animalelor. Noi vrem să promovăm producătorii locali, fie că sunt producători de cereale, fie că sunt producători de cei crescători de animale care produc lapte. Trebuie să îi aducem într-o asociație și cum să încercăm... Cum veți reuși să-i sprijiniți pe micii, pe fermieri? Ce am văzut eu, sunt destul de divizați, dar hai să-i aducem la masă, hai să vorbim cu ei. Eu zic că în orice discuție poate să iasă ceva bun. Vrem să îi prindem într-o asociație, să încercăm să vedem dacă putem să-i ajutăm poate cu un tank de răcire a laptelui. Pentru că una dintre problemele crescătorilor de animale e că în weekend nu au unde să ștocheze laptele respectiv. Pentru că cei care îl cumpără vin doar de luni până vineri. Nu cred că e o investiție foarte mare, dar poți să-și accesezi fonduri europene. Pentru că în momentul în care tu vii cu un impact mult mai mare, da, în comunitate, discutând de o comunitate mai mare, nu doar de un singur producător care se duce să acceseze fonduri europene, poți să accesezi mult mai simplu și trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia să înțeleagă ce înseamnă accesare de fonduri europene pentru a face acest proces, este a respecta standarde de igienă și... Este nevoie să facă parte dintr-o asociație ca să acceseze... Exact. Și trebuie să ajutăm pe oamenii ăștia. Oamenii ăștia nu sunt destul de informați. Nu sunt destul de informați. Sunt mulți care și-au vândut bucata de teren. Exact. Dar încă mai au o vacă, două, trei. Hai să vedem ce putem să facem să ajutăm pe acești oameni. Pentru că cu două, trei vaci, oamenii ăștia au un copil, două, îi trimit la școală. Pentru că locurile de muncă nu prea sunt. Foarte mulți fac naveta la Constanța, la Și e vorba de producția locală. La Megidia, pardon. Cum vor reuși să valorifice producția locală? Dacă mergem pe varianta foarte frumoasă care a fost încercată în alte comunități să creeze un brand local, da, ok, avem câțiva producători de lapte. Dacă ei se implică, toți se implică, cred că putem să facem ceva frumos, chiar să creăm un brand local. Sunt producători de roșii, de castraveți în Tortoman, ok, hai să vedem, sunt mai mulți producători. Să cumpărăm sau să concesionăm un loc într-o piață, fie în Mejdia, fie în Constanța, și oamenii ăștia să producă. Trebuie să ei nu știu, adică nu au nivelul de cunoștință, nu au informațiile necesare pentru a face acest lucru. Dar tu, ca autoritatea locală, trebuie să-i ajut să crească, pentru că dacă ei cresc, creează locuri de muncă și tu o să ai mai multe venituri. Dar dacă stai și aștepți doar de la Consiliul Județean, care în general dă bani pe culoare politică, păi normal că nu o să dezvolți niciodată comunitatea. Și încă ceva de acest lucru, am și o experiență. În trecut, până să lucrez unde lucrez acum, am lucrat la o fabrică de lactate. Noi chiar mergeam pe teren să colectăm lapte, pur și simplu că vroiam să căutăm mai mulți întreprinzători, mai multe ferme în care să colectăm laptele. N-am reușit să găsim aici în Dobrogea, am găsit în Moldova, am luat din Bacău, dintr-o localitate, nu mai știu exact cum se numește, pentru că noi aveam nevoie în jur de 10 tone în fiecare zi de lapte.
Și acei oameni au reușit acolo să fie împreună și să aducă o cantitate mai mare de lapte. În Tortomanu același lucru există. Fiecare predă laptele la o altă firmă. Și ei au de pierdut pentru că practică un preț mai mic decât în mod normal. Noi am venit cu ideea de a face o asociație, de a-i pune pe toți la oaltă și de a pune acest lapte, da, împreună, să-l pune într-un tac și să găsim un preț mai bun pe piață. Și sunt convins că vom reuși. E un lucru foarte simplu, un tank de răcire este între 3.000 de euro și 10.000, cel mai mare, nu știu, de 10.000 de litri. Noi nu avem nevoie de maxim 5.000 de litri. Ne-am gândit la toate lucrurile astea și sunt convins că o să reușim. Spuneți, sunt convins pentru că sunteți și candidat independent la primăria Comunei Tortoman. La fel spune și reprezentantul PAC. Deci simțiți că Tortoman poate mai mult și merită mai mult. Regăsiți aceste cuvinte, domnule Daniel Cateliu. Deci să înțelegem că puterea nu este numai în mâinile candidatului sau a candidaților. În primul rând este în mâinile celor cu drept de vot. Final de emisiune, vă invit să adresați un mesaj. Le-am arătat că în 4 ani de zile am rămas neschimbați, am mers pe aceeași linie, da? Nu ne-am dat după cum bate vântul, cum mai spun unii. Am mers pe aceeași linie și o să mergem în continuare pe aceeași linie. Și dacă am încrederea lor și ei la rândul lor vor trăi mai bine decât trăiesc în momentul de față. Sloganul candidatului Gabriel Cateliu la primăria Comunei Tortoman? Cum am spus, după cum nu există comunicare, oamenii vorbesc, partidele să tacă. Dumneavoastră, reprezentați pactul, să le reamintim cetățenilor, telespectatorilor. Pact înseamnă platforma acțiunea civică a tinerilor și are sloganul Împreună. Împreună. Nu putem să facem schimbarea pe care o vrem cu oameni care au stat dintotdeauna în politică, care au fost crescuți de alți politicieni. Cred că schimbarea o pot face cetățenii, implicându-se. Eu le propun un singur lucru, ca după aceste alegeri, nu contează cine câștigă, sunt sigur că cel mai bun o să câștige, când au o problemă să nu mai stea să o îndure, să o spună, să adune și vecinii care au aceeași problemă să meargă în fața primarului, să nu se ducă singuri, pentru că impactul într-o comunitate o face când există comunitate, când oamenii se duc toți, avem o problemă și nu lăsăm pe primar să intre în sediu, pentru că noi avem o problemă și el este responsabil cu infrastructura, cu locurile de muncă, cu... Ăsta este motivul pentru care nu l-am votat. Și chiar le propun acest lucru. După aceste alegeri, indiferent cine câștigă, să iasă, să se ducă să spună despre problema. Să îl tragă de mânecă că l-am votat. Au acest drept. Să nu mai facem o dată la 4 ani, că de obicei o facem la 4 ani, pe la colțuri spunem că nu e bine aia, dar schimbarea... Este dreptul omului să-și expună nemulțumirea. Țara asta, localitatea asta o să se schimbe în momentul în care mai mulți oameni se vor implica. Este nevoie de implicare, de unitate, este nevoie de implicare. Vă mulțumim pentru prezență, vă urăm succes în ziua alegerilor și mai ales acum în campanie. Nu ne-a spus cum se desfășoară campania. Ne întâlnim cu oamenii. Campania înseamnă să te întâlnești cu oamenii. Oamenii primesc foarte bine, ne cunosc. Asta e un lucru cel mai bun. Avem lucruri care ne recomandă și o să fie bine. Succes! Mulțumim, stimați telespectatori, pentru atenția acordată. Rămâneți cu Alfa Media pentru că rămâneți în realitate. Toate cele bune!